Premier în justiție, dar și în învățământ, judecătorii au avut de soluționat un caz inedit. Un elev a contestat în instanță decizia prin care a fost lăsat repetent, iar instanța i-a dat câștig de cauză. Elevul din Târgu Jiu a fost lăsat repetent în timpul orelor online și asta pentru că nu a putut participa la cursuri. Colega mea, Corina Dobroiu, ne aduce detalii despre acest subiect. Corina, pun găsit, ascultă-mi, ești în direct. Bun găsit, elevul a fost lăsat repetent în primul an de pandemie, când orele au început să se desfășoare în mediul online. Revoltații părinții au acționat în instanță Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Gorj, dar și Unitatea de Învățământ, unde studia pe motiv că fiul lor nu avea cunoștințele necesare ca să poată participa la lecțiile desfășurate pe internet și mai mult. Aceștia susțin că, deși a cerut sprijin colegilor și profesorilor, nu a fost ajutat de nimeni. Totodată, părinții motivează faptul că s-a produs o discriminare având în vedere faptul că elevul nu a trecut clasa, este pentru că este de etnie romă. Doi ani a durat procesul, timp în care elevul a repetat clasa 5 a cincea. Acum decizia instanței vine mult prea târziu și nu mai poate produce efecte pentru că deja elevul a repetat anul.